conformitate cu prevederile articolului 133 aliniat 1 litera A și articolul 134 aliniat 1 litera A și aliniat C din ordonanța de urgență 57 pe 2019 privind codul administrativ prin discuția primarului 163-23-2021 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Hineciu. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal în problemele supuse dezbaterii să se abțină de la dezbatere și adoptarea proiectelor de hotărâre. Domnul președinte, dați citite ordine. Bună ziua! Ordine de zi a ședinței ordinare din 28.07.2021. Proiectul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Hineciu din 29.06.2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Hineciu, funcționator primar. 3. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a ratelor în registrul agricol pentru semestrul 1-2021 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități, inițiator primar. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personale ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 anului 2021. 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea pe licitație publică deschisă a unui teren în suprafață totală de 2500 metri pătrați, aflată în proprietate privată a Comunei Hineciu, identificată prin tarlaua numărul 75, parcela numărul 2584 pe 1/60, cartea funcțională numărul 61619, 2500 metri pătrați. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind primirea Comunei Berești Bistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constitutiv și a statului acestuia. Proiect de 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință și 7 diverse. Cine este pentru? Împotrivă? Supun la aprobare procesul de la ședință ordinară a Consiliului Local Hineciu din 29.06.2021. Spre aprobare, cine este pentru, împotrivă, abține. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Hineciu. În cadrul Biroului Poliție Locală, este structurat cu 6 posturi. Un post funcție publică generală și 5 posturi funcții publice specifice. Conform codului administrativ, aceste funcții specifice trebuie să fie echivalate cu funcții publice generale de polițist local, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor de vechime, de studii și vechime, studii și nivelul funcției. Noi doar aprobăm echivalarea, urmând ca ulterior printr-o hotărâre de guvern să se stabilească clar aceste condiții. Așa am primit într-un mare de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Mi-am scos un post la concurs și nu ne-a aprobat agenția până când nu facem această modificare în statul de funcții. Urmând ca în momentul în care apare hotărârea de guvern prin care se stabilesc clar condițiile de echivalare, să fie echivalate funcțiile publice generale cu funcțiile publice specifice cu funcțiile publice generale. Față de organigrama care pregătea posturile astea, cred că luna trecută, sau nu mai știu când, nu s-a întâmplat nimic. Absolut nimic. E o altă echivalare a denumirii. Deci, practic, am luat exact din lege, am folosit aceleași sintagme, pentru că n-am primit niciun drumar din partea ANFP-ului. Deci, practic, e același lucru, doar... E același lucru, doar polițiștii locali sunt funcții publice specifice. Șeful de birou este funcție publică generală, nu implică niciun fel de modificare.
modificare. Dacă observați la articolul 2, doar de la poziția 26 la 30 se stabilește cele funcții publice de polițist local și se echivalează cu funcțiile publice generale. Nu este, deci în organigramă ei se numesc tot polițist local și în continuare tot polițiști locali. Ei au fost înființați în baza legii 100 în 2010, în baza legii 155 privind poliția locală. În codul administrativ, cred că e ceva neregulă acolo, spune că în afara cei care n-au fost înființați prin lege. N-au fost înființați, biroul nostru n-a fost înființat prin lege. A fost înființat prin hotărârea Consiliului Local, dar în baza legii 155. Nu mai știu ce lege ar trebui. Probabil că toată lumea este în același impas. Eu am intrat un pic în panică când am văzut și am sunat la poliția locală a municipiului Bacău, la resurse umane, la primăria Onești. Nici măcar nu știau de echivalarea aceasta. Asta practic s-a întâmplat, ați scos un post acolo, post din cele existente? Din cele existente și nu mi-a dat aviz că a spus că nu s-a făcut echivalarea. Acum am înțeles, din ce am vorbit cu doamna care se ocupă pe județul Bacău, că urmează, dacă m-am uitat pe proiectele de acte normative care sunt supuse în dezbatere pe agenție și nu este acest proiect de act normativ supus în dezbatere publică. Dar sunt o grămadă de articole în codul administrativ care aveau termene cu act, cu norme metodologice de aplicare și nici acum, la 2 ani, n-au apărut în normele. De la agenție ce spun? Adică înțeleg că n-am dat acceptul, dar... A, atât spun. Spun că nu sunt echivalate cu funcții publice specifice. Și dacă se echivalează, se poate scoate nu la concurs? Nu știu. Aștept să văd dacă ce ne spune după ce trimit organigrama. Când 10 zile le încărcăm pe site. Totul se face electronic. Acum toată corespondența. Da, trebuie. Deci acum sunt discuții, supuneți de aprobare, cine este pentru, împotrivă, punctul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 1-2021 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. În conformitate cu hotărârea Guvernului 985 pe 2019 privind registrul agricol, trimestrial, în ședința de Consiliu, prin grijă primarului, se face o analiză a stadiului datelor de înscriere în registrul agricol și se stabilesc măsuri de eficientizare a acestei activități. Dacă vreți, eu dau citire raportului, dar l-ați avut și la studia de comisie. Dacă nu sunt discuții, nu, când ar trebui finalizat? Înregistrarea. E finalizată înregistrarea. Stai. Deci doar se actualizează. Deci registrul în format electronic se ține, cred că, de 3 sau 4 ani. Doar se actualizează. Dar, întrucât hotărârea de guvern stabilește sarcina Consiliului Local să aprobe, semestrial se supune aprobării stadiul de înscriere a datelor. Supuneți spre aprobare? Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistențe personale persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2021. În conformitate cu prevederile articolului 40 din legea 448 pe 2006, Consiliul Local are obligația de a aproba raportul privind activitatea desfășurată de asistențe personale persoanelor cu handicap pentru semestrial. La sfârșitul semestrului 1, în cadrul compartimentului asistență socială, figurează ca angajat cu contract individual de muncă un număr de 23 de asistenți personali și 34 de indemnizații lunare pentru persoana cu handicap grav. Sunt discuții? Eu aș avea părintea să întrebați mai mult părinții care au copii cu probleme să-i ducă la centre specializate, centre care sunt gratuite. Sunt copii la noi în comună care nu știu să citească la 14-15 ani, nu știu să se integreze în societate, din motiv că părinții au neglijat să-i ducă la centre, la școli,
Și cred că chiar este necesar ca dumneavoastră, ca și instituție, să informați mai mult, să, nu știu, să găsiți o soluție, să nu mai fie atâta pasivitate din partea părinților, referitor la proprii copii. Sunt primării, știu sigur, și la noi în județul Bacău, care verifică tot timpul dacă copiii aceia au fost la școală, dacă au fost la centre, la noi nu se practică așa ceva și cresc adulți și nu știu să se integreze, nu știu să citească, nu știu să meargă la un magazin să-și cumpere cele necesare. Și chiar cred că este necesar ca orice copil să știe măcar cât de puțin, chiar dacă are un handicap. Da, este o propunere bună. Ideea este că și primăria trebuie să susțină acest demers, pentru că este greu pentru un părinte să ducă de 2-3 ori un copil cu nevoi speciale în oraș, în cel mai fericit caz, dacă mai are 2-3 acasă, trebuie să aibă cine să-i lase. Dar eu cred că s-ar putea găsi soluții. Dar sunt și care au un singur copil cu probleme și nu chiar nu vor. Sau eu i-am găsit mai multe soluții de a-și duce copilul și pur și simplu a refuzat. Nu vrea. Nu, dar există modalități unde primăria poate să-și pună punct de vedere și să... Nu există în obligații. Putem să trecem în obligațiile contractului. Au un plan de recuperare, datul de... Există un dosar unde am înțeles că unii de gata se duc să-și iau o adeverință de la școală și o atașează dosarului ca și cum acel copil frecventează școala. Adică nu se poate așa ceva. Dacă tu nu frecventezi mai atunci niciodată să apar ca și cum ai... Acum depinde și de stadiul în care se află copilul. Bine, așa știe să joace pe calculator. Merge foarte bine, să știți. Nu mă gândeam un contract, un contract de muncă, un sarcină. Eu cred că este o contract. Deci ia un plan de recuperare pe care îl urmărește... Cine îl urmărește? Asistentul social. Deci, haideți să lămurim un pic. Deci, dacă dumneavoastră știți că în acele contracte despre care discutăm la proiectul respectiv, avem problema care s-a identificat dumneavoastră, e bine să o pună atunci unul. Dar eu sunt sigur, 100%, că nu o avem. Deci, pe contractele de care discutăm. Deci, că sunt alte cazuri. Pe copiii care se copii astăzi. Nu, deci noi discutăm de ce asistenții sociali din respectivul proiect. Dacă sunt alte cazuri, eu am înțeles destul de bine ce spune doamnă și sunt 100% de acord de asta și s-o țin ideea. Dacă îmi puteți spune... Dar vă spun că este mult mai greu. Am spus și doamnei de la primărie, am rugat, am mai discutat acest subiect, că nu este un subiect nou. Deci este vorba despre un asistent al nostru social, care noi plătim, da? Nu asistentul, ci este... nu asistentul copiii, nu este de la 416. De la 416. De la ce practica. Dacă e cazul acolo, da, foarte bine că mă duce la cunoștință, că sigur. Dar faptul că... Acum e târziu. Ziceți dumneavoastră că părintele refuză să-și ducă copilul. Asta ar însemna să facem noi educație de părinte, după aia copilul. Nu o să putem face, vă spun sincer. Deci, indiferent, îi duci poliția locală. Nu vă spun decât dar următorul argument. Nu am pic, doamna. Deci nu reușim să îi lămurim, bă, măcar pe perioada de vară. Eu m-am dus și am rugat oameni frumos, bă, nu mai au caz cu noi, autic, în fața porții. Nu, dacă ai idee, să vedeți cum e. Nu poți să îi educi, dacă el are 50 de ani. Dacă eu și dacă el nu-și dorește o educație pentru copilul lui, e partea noastră, cuviți nu știu. Din 23 doar 2 sunt indemnizate pentru copii. Eu zic că acei copii cu probleme să meargă, să fie
părinții obligați sau, nu știu, sancționați ca să-și ducă copiii la centre, nu se lasă acasă și se trezește la 20 de ani, că nu știe să citească, nu știe să integreze în societate, nu știe să meargă la magazin să-și cumpere o pâine. Acestor oameni, altfel, ce aprobăm noi astăzi? Raportul de rapiditatea la centre. Nu ne aprobăm raportul. Dar dacă... Consiliul local. Dacă e un caz din cele două, dați-mi numele. Nu din cele două, din cei care au asistenți părinții. Nu din cele două, din cele 30. Sunt două cazuri. Păi și dacă nu am avut problema asta care v-a ridicat o doamna acum, pe cele două cazuri, doamna acum. Cum este indemnizat? Deci puteți foarte bine, o să vină asistentul referin, inspector. Da, și până atunci am numit la asta, dacă el a să nu plătească cineva care nu are niciun bine. Pe măsura asta, vă spun? Nu, eu zic că acum aprobăm și se aducem la cunoștință că următorul raport al asistenților personali așa e cel mai bine, aprobăm și să se aducă la cunoștință și pe viitor. Dar nu facem la unor oameni care chiar v-am nevoie. Dar eu nu vreau să fac rău, eu am specificat, eu vreau să li se impună de acum pe viitor ca să facă ceva. Da. Nu e diferență multă, cum mă duc. Cine este pentru? Da. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea pe licitație publică deschisă sau un teren în suprafață totală de 2500 de metri pătrați, aflat în proprietate privată a comunei Helegiu, identificat prin tablaua numărul 75, parcela numărul 2, numărul 2584 pe 1 pe 60, cadru funcțial numărul 61619. Da, e de ce mai știi, Ana, spuneți așa, vă dacă voi. Nu, doamne, dar nu țin brațe pe nimeni, pe scriptură, nu mai trebuie să le țin pe brațe. Hai, nu știu. Deci, dar poți să fie așa toate voturi, nu-i problema de asta. Sunt discuții? Chiar dacă în 5 sunt. Sunt punctul 5, dacă ar fi cineva una din cele 7, înțeleg. Da, da, aici ar fi cel mai s-au licitat deja 4, pe una au refuzat să liciteze pentru că n-au primit aviz de la DSP, că se pare că sunt prea aproape de case și să nu le disturbe activitatea. Asta este a cincea și mai urmează două. Asta au încheiat contractele. Nu, ieri s-au încheiat contractele pentru 3 iunie. Sunt discuții? Puneți spre aprobare, cine este pentru, împotrivă, bine? Punctul 6. Proiectul de hotărâre privind primirea ruta comuna pe lege Bistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIV, și modificarea actului constitutiv și statului acesteia. Adică comuna Perești dorește să intre în această asociație pentru a putea adera la ADIV, trebuie acordul tuturor membrilor fondatori și ca urmare a acestei hotărâri se va modifica corespunzător actul constitutiv și statutul cu un nou membru în speță UAT Perești Bistrița. Sunt atât doi consilieri, domnul Busuioc, dacă nu știm că așa, dar avem forum, domnul Busuioc și domnul Oprea Sorin. Nu știu, domnul Busuioc. Doi, ca să spune. Ați un pic reflector acolo. Da. Avem forum. Sunt discuții? Nu. Supunem spre aprobare, ce este pentru, potrivă, abține. Proiectul 7, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Doamna Comandă. Nu sunt, nu avem nicio problemă. Supunem spre aprobare. Cine este pentru, împotrivă, ține. 7 diverse. Cine se înscrie la activă? Vă rog, vă rog. Domnul vice, domnul președinte, aș vrea să știu ce status vă afetării noastră de la Latina. S-a băgat în privat, nu s-a băgat, cât mai durează. Ce? Terenul de la Latina, de la Grafie, de acolo.
încă în ședința următoare va trebui să facem atestare la domeniul privat a unei suprafețe suplimentare de 1500 de metri pătrați. Acum se lucrează în urma măsurătorilor, s-a constatat că acest teren nu este cuprins nici în domeniul public, nici în domeniul privat. Avem ordinul prefectului din 1990 și în ședința următoare încă n-au venit documentațiile de la firma de cadastru. În această documentație este cuprinsă și curtea care este deja împrejmuită? Nu știu. Dar în curte acolo nu i-a vorbit. Sunt distincte, sunt făcute, am văzut. Poți să avem toate detalii din azileata aici. Da, da. Deci nu sunt poate atunci. Am văzut, eu am văzut un proiect, bă, nu este separat curtea lui Vaden, unde au ei act de proprietate și separat ce a rămas neevidențiat în domeniul privat. Ea este împrejmuită. Eu nu știu. Probabil că au fost colegii noștri acolo de la Agricol și da, de la Urbanism și probabil că în momentul în care s-a lucrat, s-a identificat. Vom vedea în ședința următoare. Nu vă fac, da. Clar, eu fac schițul cadastral, eu vreau să vedem da, în asfaltul nostru. Domnul Vici, nu am o problemă. Cu plățatul ăsta capotul, care vedeți aici. Așa, când? Bun, ce este? Nu știți că avea numele. Cât o mai duce noi, că avem o jumătate. Asta e, deci datorită situațiilor, datorită vremii și pe toate lucrările au întârziat. Iar prestatorii noștri de servicii sunt în urmă cu bine lucrări și toți suntem amâneați, credeți că eu îmi doresc mai mult decât dumneavoastră, vă spun sincer. Și presupun fac și cei de pe autobuz, deci cei care au mașini mari și tot. O să o facem așa cum am promis, dar asta înseamnă că o să mai întârziem puțin, nu știu cât, că nu o să o fac eu cu mult pe scară, că mă urca pe scară de astea puțin. Da, dar am trebuit și mai tare. E un altă problemă, mergem la locare. Da, foarte bine. Ne viza cât de iluminat, anunțați-ne oricând, pentru că sunt probleme că apar pe vale să aprinde, nu știu, diere, mă zic să aprinde. Da, astea, disfuncționalități apar de la o zi la alta. Deci când sunt probleme, anunțați, noi anunțăm prestatorul și nu, adică nu fugim sub niciun corp. Nu știu, dacă odată am spus nu la vreo solicitare. Dacă cineva să ne spună că domnule a spus nu acolo, pac, s-a întârziat, o zi, două, trei, poate jos o săptămână, nu spun nu. Nu trebuie să întârziu o săptămână, două. Păi, vă cred, domnul Ozor. Deci, de exemplu, săptămâna trecută m-a sunat pe domnul Ozor. Nu, vreți la seara jos. Era, aveau lucrări pe la undeva pe la Stănic și a zis, zice, domnule, n-am pus să vină nimeni din băieții mei, pus să vin prima dată când vin în zonă. Deci, da, așa am stat. Mâine nu-i problemă, mâine voi. Da. De două săptămâni. Da. Nu de două săptămâni, nu știu dacă am stat două săptămâni, dar după ce cineva a semnalizat o problemă, nu știu dacă a durat două săptămâni. Sau probabil să fie durat. Dar nu, adică ceva pe speță mai rară. Vă spus, ce interes aș avea eu sau altceva, domnule, nu te duce acum săptămâna, nu te ai la fel. Ar fi cu urmă ironie, știți, când care s-a solicitat o problemă, aveți cum îmi eu vă rog numărul telefon, dacă vreți să sună în prezentă, n-aș să întrebați pe Sorin Chiver, dacă l-am anunțat pe Vali să aprind becul mai devreme. Deci, uitați, vă rămân aici cu telefonul și mergeți dumneavoastră, fac și frumoasă. Nu. Și să întrebați dacă eu i-am adus la cunoștință. Am înțeles. Deci, ieri mi s-a pus în vedere, deși sunt cu concediu medical. Am sunat. Șansul ăsta la biserică aici, când ne apucăm domnul aici? Șansul la biserică rămăsesc să semnez domnul, deci chiar eu am făcut referat că e semnat de mine, puteți să verificați și lucrul ăsta, pentru, nu știu, pentru parcare la biserică. Este făcut în lucrul meu, rămăsesc, nu știu sigur dacă... S-a făcut achiziția. Nu știu dacă a semnat ieri sau alaltă domnul primar, că n-am fost la... Că n-am fost la... Și nu l-am întrebat, dar suntem în procedură apropiată, să zic așa. Deci urmează să vină... Anul ăsta se face, nu? 100% își facem și pariu că se face. La... nu pare că dar iarăși să nu plecați mai departe de ce v-am spus mai înainte. Toți executați de lucrări sunt în întârziere datorită vremii. A fost așa cum a fost proiectul, nu s-a putut executa. Fiecare avea planul lui, nu știu, azi la Zărnescu, mie la Popescu, după aia la Ionescu și tot așa. Ei, datorită vremii nefavorabile, toți au aceeași lucrări. A prins și podul ăla de acolo la Sanciu? La Tudor, acum. O reparație acolo de zgropire. Podul la Sanciu, acolo trebuie. Când vin tot cu prilaci de scris, acolo se fac numai accidente. Da, acolo trebuie să lucrăm pe reparație. Am discutat treaba asta și înainte, deci când o să avem executat postul la Tudor, o să vedem cu el, părcare că până la urmă tot bani, deci toamnă și la altul.
nu-i vorba nici nu, 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 fii cât mai aproape, dacă te fii mai mult. Eu înțeleg, știu că... Bine, iar acum. Corect. O leagă mea. Da, eu am da. Da, da. Vreau să vă poți în curtea școlii, să fiți cu echipa, ați reușit? La școala de la trecută. La școala de la? Da, la școala de la de la terenul de acolo, cu ajutorul ei de cât timp. Prea nu m-au posit, dar acolo... Au ajuns? Nu știu, eu vorbesc cu Dudu și au zis că prima dată ai voie să intre, trimite și acolo. Dar ce înseamnă prima dată, domnul Vicioare? Nu, ne-am fost să terminat ceva. Adică prima dată în următor. O săptămână băieții lucrează pe mașina de timpări. Așa. În următoarea săptămână lucrează ce avem de lucru, că doar avem o echipă nu mică, foarte mică. Deci, insuficiență de forță de muncă avem 100%, știți cu toți. Au fost prioritare, bazine de captare, la inclusiv la Elegiu, acolo unde e bazinul de captare, s-a lucrat la Rugar, sus la bazinul de acumulare. Și în funcție de cum au universal, și la Delegiu, undeva pe drumul și pe aici, la Brazil, au venit. Deci tot, nu vă spun că nu au stat niciun zi. Adică nu știu, dar o zi, băieții au stat într-o zi. Acum, e adevărat. Și mai avem o problemă cu drumul de aici, era de fault. Știți că s-a dat acea arenie anul trecut? Așa. Acum s-a surpat mai mult de 40 de centimetri pe lângă. Acum trebuie să spunem traversarea, trebuie de... Traversare, faceți ceva pentru că nu este în regulă. Nu putem să mergem să-i cumpărăm venit la magazin, când iau la răbătare, este în consilier local. Vă rog să luați măsuri și să faceți ce trebuie acolo. Am o spune mai zic, nu știu, vă spune. Dar în vara asta, nu în mandat următor. La individuale? Da, eu vreau să întreb dacă acest proiect cu tabletele școlare, că cine știe ce o să ne aștepte, s-a mai întâmplat ceva, a fost aprobat și nu a fost depus, el este elegit, dar nu am mai primit nicio notificare la el. Câte tablete? Știu că focusem mult necesar la nivel de toate școlile din comună. Deci sunt sub orice nu, eu am sincer, că începe școala și tot în sprijinul copilor, dar... Și atunci erau la punct, la un moment dat erau foarte mulți. Și semnat că trebuie să înapoi. Din păcate, când divin să dea 6 zile, mai bine să dea 3 zile, dar bune... Și pentru cei care chiar au nevoie. Absolut, așa e. Așa că nu-i că, doamne, ai dat 6 tablete și nu funcționează 2 zile, nu ne încălzește nici măcar la urechi. Dacă începe școala și poate cine știe și oricum acum mai da, aici unde nu știe și vreau. Facem și deprimierea domnului Nican în luna august, când este vacanță. Am propus, am aprobat, am inițiat. Când mă gândesc în septembrie... Eu zic și în discuția cu domnul primar. Avem un proiect care mă așteptă să ne intre întâi în execuție și să finalizeze, de altfel, că aia așteptăm, finalizarea. La monumentul ăla de la școală și am zis că la festivitatea aia o să facem ceva mai dacă domnul Morghiu reușește să... Hai să... Da, eu am înțeles ce zic. Deci eu vă spun că are... Nu. Premierea unui sportiv cu rezultat excepțional. Nu, este tot în curtea școlii. Deci eu vă spun adevăr, nu vă spun altceva. Așa au fost discuțiile... Dar facem în vacanță. Dacă... Eu sper că domnul Morghiu zicea că undeva până la jumătatea lui august e gata cu lucrarea acolo. Tot ce țin din muzeul ăla și ar fi fost o festivitate. Deci așa a fost discuția. Dacă dumneavoastră, da. Eu iară să-și aduc la cunoștere domnul primar, nu mă deranjează să spun ce-o păpără. Că puteți să o faceți și mâine. Nu, pentru că mă gândesc că este mai greu cuiva care este în cantonament la București, unul special pentru asta. Perioada de vacanță este mai lejer, poate... Corect, aveți perioadă. Dar poate dă Dumnezeu și reușim și... Din considerentul ăsta, oricând. Eu cred că și dumneavoastră vă amintim, sau o parte dumneavoastră, că aceeași chestie este domnul primar și aici. Da, da. Da, deci... Nu se dorea să fac o dată cu premierea celorlalți, înțeleg că cursurile școlare vor mai întârziat, că nu au fost prins în bugetul pe trimestru 2. Au fost la de parte din... Da, la operația la... Au fost, da. Și o să mă spăriți și o să uita. Da. Da. Strada Poenii, mi-a zis și la ședința trecută. Strada Poenii, vă spune, cea mai ocupată pentru noi, pentru UAT-ile. Ba să faci, s-a făcut și nu s-a făcut niciodată. Cine s-a făcut niciodată? Nu s-a făcut niciodată. Nu s-a făcut niciodată, s-a făcut. Adică a făcut doar demersul cât am
trecut-o la Consiliul Județean. A preluat-o? A preluat-o, da, a făcut-o, a semnat. Deci, cum să vă spun, Gavencea, acolo e singurul proiect care avem cea mai mare garanție, se întâmplă și se va întâmpla real, adică vom avea asfalt acolo. Dar, în schimb, de data de astăzi, până la ziua asfaltării, că va dura, nu știu, adică nu vă să vă spun dumneavoastră, 100% să vă spun, cum am spus domnul Zărnescu, cum îmi pare că se întâmplă, va fi o perioadă grea pentru noi. Adică, cei mai mulți bani cheltuim acolo, deci nu știu dacă am cheltuit, de nu știu ce cheltuiți bani dacă nu se face nimic. Păi cum, dar am băgat vreo 20 de euro, de ce spuneți mă face nimic? De câte ori am băgat vreo 20 de euro? Eu vă spun că n-am băgat vreo... Deci eu n-am... Eu vă spun... Și cum vrei să-mi faci? Și unul de Și când ven, întrebați-mi asta câte o oră la un modul, să vedeți transportul, să ne presteze o lucrare de aia și întrebați cât, vedeți cât văd cu pixul în mână. Acum se lucrează la iluminat pe strada bisericii la Hălegiu, i-a spus strada bisericii, nu se face nimic. Nu e nici iluminat, lumea ajută picioarele. Care este strada? Strada bisericii. E o strada, se cheamă strada bisericii. Așa. Trebuie și acolo un pic, sunt oameni bătrâni, sunt care sunt și cu handicap. Și cine a zis că nu vrea să pună un bec acolo, dacă trebuie și pus, nu că nu vrea. A, da, asta chiar s-a făcut ajutare sau ceva și nu s-a pus sau cum? Păi nu se lucrează, înțeleg și... Nu se lucrează, nu se cum? Deci strada bisericii trebuie un pic de iluminat. Sunt oameni bătrâni și îndreptat. Cum mai răsa, de ce nu faci trebuie o solicitare de până la urmă și poate de strada bisericii trebuie un bec? Nu știu dacă era așa. Două, trei bec. Două, dacă... Vă spun sincer, chiar am găsit colaborare și oamenii am mai trebuit și lăbi care le-au demontat de altă. Bă, nu e nicio asemenea. Le-au fost să vă mai gândim unul acolo, mai gândim unul acolo. Nu ne-am împotrivit. Că ne-am bucurat, că vă spun de ce. Trecând la lămpele astea economice, dar s-a redus consumul de energie și a zis că putem să acoperim, să mai mântăm unde 2, 3, 7, 10, n-am văzut. Deci pe confortul ăsta nu vrea altceva. Și nu vreau eu, pe dealul pe poliția bisericii, sau nu vrea domnul primar. Nu, eu nu cred că asta. Domnul primar, dar drumul la, de la Poiana spre Poiana este prin plan de investiții, dar acesta în Consiliul Județean, puteți să aflați asta? Da. Adică, cetățenii să știe, deci, votul va fi făcut anul ăsta sau nu? Dacă va trebui... Vă spun sincer că avem promisiune verbală, nu altceva. Deci, nu ne-a semnat nimeni, nu ne-a trimis nimeni ori. Deci, domnule... L-am auzit pe domnul președinte a Consiliului Județean. Așa. Și de la ultima ședință că au fost prinse, toate cele care au fost propuse, au fost prinse în finanțarea acest drum. 100%. Eu așa știu. Adică se încadrează în ceea ce este domnul. Dar nu 100%. Verificați și așa a spus domnul președinte, la mare. Dacă... Dar nu știu dacă și acest drum. De asta întrebam ca să nu mai... Dacă nu va trebui să... Așteptăm, clar. Dar nu... Eu spun că astăzi sunt cele mai mari șanse ca acel drum să fie asfaltat. Adică nu știu dacă pe altă măsură a fi avut șanse mai mari sau indiferent. Domnul viceprimar. Da. Ne-a interesat pe noi, pe tine, în primul rând, ce facem de apă la plătire. Păi, am discutat-o la mine, tot la nivelul ăla, discuții. Nici nu vreau să dacă vreți, dar nu mai are rău, adică vă mai dau o idee, o veste proastă. Și nu prea. Deci, atât de mult am crezut noi în proiectul ăla de la DR, și atât de aproape, și o persoană, o doamnă, dacă poate fi numit doamnă, în punctul meu de vedere, chiar dacă sunt fața camerelor. Deci am dus demersul tot cu... Deci avem un proprietar decedat, cu doi defuncți, doi fii, la care unul are doi succesori în viață, au fost super ok cu familia aia, au mers, ne-au ajutat. Ceilalți, unul din ei, au zis, domnule, în regulă, mergi, ne-am dus la notar, când e vorba de semnat, nu știi dacă mai vrea, pământul să vinde o singură dată, nu mai vrea să mai dea. Deci, cel puțin, chiar cu un succesor de la Arghitea, atât de cooperant a fost, n-am văzut o dată persoana aia. Numai telefonic am vorbit și online am trimis documente. A fost super ok. Iar
doamna respectivă, deci am domnul, dar nu mă apar notul la mine acasă, ducem în delegi. Deci ea este astăzi cel care ține bățul în roată. Nu mai vrea să vădă. Nu mai vrea să vădă. După ce, deci dacă ne spunea în ianuarie treaba asta, vă dați seama că noi deja am încercat și lucrăm și la proiectare și am chemat și echipă și alta altul și de toate. Și când semneze, nu mai vrea. Adică e ca la comunii. Bă, mergem, adunăm toată lumea, mie le zice, da, mirea asta zice nu. Nu. No. Aveți o garanție că acolo, într-adevăr, ar fi apă? Pentru că eu știu că de pe 5 ani de zi... Deci eu vă spun următorul lucru, doamna. Nu există nicăieri în Comuna Elegiu o sursă mai mare decât aia. Că este suficientă, că este insuficientă, alta mai mare nu avem. Deci dacă nici toată nu vrem să facem ceea ce ne stă în putință, nu, va fi un plus valoare fără doar scorpare. Eu știu că în ultimii 4-5 ani au fost foarte multe inițiative de dumneavoastră, nu s-au cumpărat comuni. Dar s-au cheltuit în multe 500 de mii plus minus de lei, numai cu orări și numai cu prospecțiuni și nu s-a întâmplat nimic. Eu nu știu, adică... Adică chiar da. Din 2016 pot să vă spun că am început cu 50 de mii de lei și apoi în fiecare an miliarde, hai să fărăm 100 de metri, 200 de metri și situația e aceeași. Avem astăzi care apă la suprafață. Păi e, dar nu puteți... Deci nu trebuie să fărăm între mine. Trebuie să fie chestiile de renovat, să mă apăsăm din bazinie, să o opună. Asta trebuie să facem. Azi iar în faza de achiziție, mi-aș spune și la mine acum, dar nu suntem proprietari, nu o să te treci mai departe cu proiectul, adică nu faci de o dată proprietate, nu o numești autorizație în Ever. Da, și... nici nu am spus asta. Da, vedeți, așa stau. Mi-amintesc că în buget s-au prevăzut vreo 3 miliarde și ceva, numai pentru satul de lei, pentru rețeaua de apă. Sau pe proiectul ăsta, și uitați că doamna respectivă... Pe proiectul ăsta la care se vezi că nu trebuie să fac, ea pe la suprafață. Păi este apa la suprafață, așa e, nu e așa. Doar trebuie captat și am prevăzut noi mai jos un spațiu în care să amplasăm bazinile, de acolo să pompăm la deal în teren în bazinul actual. Dar avem impedimentul ăsta, adică s-a răzgândit doamna între timp. Credeți-mă că nu știu, numai noi am cupat picioarele, nu știu cum e. Nu vă gândeam că a plecat investiție. Nu e dat la investiție. Domnul Zărnescu, dacă vreți, dați dumneavoastră mai mult. Dar cât a cerut? Cât a cerut? Oh. Deci noi am dat oricum mai mult decât doamna, știți cum stau lucrurile, unii e valoră, adică nu trebuie să spunem că scaunul ăla pe care stați dumneavoastră... Nu poți să... Deci scaunul ăla pe care stați dumneavoastră, spuneți că vreți să-mi vindeți mie, poate, cu un miliard, nu știu dacă ne faci pe acasă. Adică poți să chemăm unii evaluatori și spune, bă, faci 500 lei, bă, bun, dăm 700. Există un raport de evaluare? Exact. Deci oricum, noi am sărit un pic chestia ăla așa. Cât din câte. Eu vă spun că ei niciodată, deci dacă îndrezi 100 de ani, nu se ia banii aia, am zis, noi eu să-i dăm lor. Adică să-i ia cu un buzunar, cu bătrânul ăla. Și vă spun asta de ce, acum mi-am crezut cu fabria. De 10 ani nu a costit nimeni acolo. Astăzi are valoare cât... Cum spuneați în altă parte? Da, în altă parte, nu știu cum o să... Destul de greu. Deci, așa stau lucrurile. Probabil eu zic și cred că am chiar am rugat acum la un momentul ăsta, suntem în fața care a rugat celălalt de Rudic, mai sunt din 5 surori. Sau în vreo 4, sunt 3 surori. Sunt toți cetățenii, toți. Să sorul, am zis să-i implore. Să-i implore să înțeleagă că nu știu dacă ea de acolo de când s-a născut și până azi, dacă i-a intrat un milion în buzunar, să zicem așa. Bă, profit din terenul. Dar da, bun, am înțeles, nu vrei, nu vrei. Doamna face iadă. O să facă dumneavoastră ieri de acolo, domnul, o să zboare acum mai bine. Care are? Nu e tineric, cred că e mare cam, e jur de 50-50. Doamne, nu e nici așa, e dedicat cu vecina, doamna care vrea să facă. La bani, la bani. Dar la bani, păi. Nu, asta e treaba, asta e treaba, dar să spună cineva cum e așa, să spună. Dumnezeu, voastră este să semnați ca cetățenii statului Bretina să aibă de lei. De lei, scuze, să aibă bancă. Puteți să facem o invitație la Constituția? Da, dar m-am dus și am luat copii pe buletin și ați luat notar, care zic, nu are timp să-mi iei acum. Deci, înainte de faci pe o lună și după faci, zic, nu are timp să-mi caut de buletin să-mi iau copii. Și trebuie cu doamne. Poate totuși e greu de crezut ca o doamnă poate face lucrurile acestea. Eu propun, eu trebuie să-mi plac două prăjituri, numai să fie. Atunci și eu unul. Da. Dar așteptăm pe aia. Da, da. Nu știu cum există.
Dacă nu mai Dacă nu mai declară ședința. Mulțumim frumos. Eu vă spun sincer că nu e necazul.